normali, noi nu suntem normali. Ura medita mea, noi nu suntem normali. Dragii mei, vreau să vă spun cea mai mare filozofenie care puteam să scot eu de acest mileniu nou. La seara! Credeam că spui și tu ceva mai nou. Bună seara, n-ai testat tot anul cu bună seara. Măcar acum de rebelion să ne vedem și noi de ale noastre. Lasă-mă că ale noastre acasă are cine să vadă de ele. Stai liniștit. Atunci ai acasă, mai prindem ceva din ele măcar. Hai. Cine? Băi, băieți, am două vești, una proastă și una nasoală. Cu care să încep? Cu aia proastă. Ce vorbești, bă? Ce vorbești, bă? N-ai, eu n-am început cu una proastă și m-a pus tatu să o ia de nevastă. Da. Deci cu aia proastă, bun. În seara asta sunteți de servici în secție. Îmi pare rău. Asta e. Hai, domne, tocmai de revelion, dă-o încolo de treabă. Lasă că aranjez eu cu ProTV-ul, dă banul și aranjăm să cadă revelionul poimine, înțelegi? Vestea nasoală e că se filmează. Tot ce faceți în seara asta se dă pe post. Păi pe unde se filmează? Pe tulumbele alea? Da, pe acolo, mă zici ce. Ia vine-o cu borcanul ăla în coș. Se filmează pe aceea? Da, mă, pe acolo. Și mă vede toată țara? Da. Și socrul meu mă vede? Da, mă, ce. Mă vede socrul meu? Te vede toată lumea, nu înțeleg. Să-mi dai banii pe porc, bă! Banii pe porc, că te-am spart fața, înțelegi? Dau cu capul. Gargea, termină, gata. Banii mei, bă! Gata, mă, n-aun! Mă vede tot? Toată lumea. Și nevastă mea? Păi da. Mă! Cine ăla de lângă tine că te-am spart? Cine ăla că te-am spart? Cine ăla de lângă tine, nevastă? Cine ăla de lângă tine? Tu ești, mă, lângă ea, acolo. Cum să fiu eu lângă ea? Păi ce, eu sunt la Jean-Luc Pictar să mă teleportez de ea? Cine ăla că te-a spart? Cine că te-a spart? Tu ești, mă, n-auzi că tu ești acolo. Cum să fiu acolo din moment ce eu stai? Ce spart? Tu ești aici, a? Aici sunt, ce spart. E, dacă ești aici, spune-mi și mie. Pe ce dată pică 1 ianuarie 2001? S-ar putea să nu fiu eu. Te-a spart din lista cât te-a spart. Fiede, mă duc să iau ceva de alegurii. De alegurii, da. Vă dau niște pup. Nu, mă, nu, stai, nu. Niște mâncare, niște băutură, sărbătorii și voi aici. Între timp, Garcia, te rog să le explici la băieți ce e la revelion, care e istoria revelion. Tu știi să vorbești, da? Hai, spune, vine imediat cu... Ia spune-ne, băi, Garcia, hai să vedem. Revelionul a început încă din cele mai vechi timpuri. A fost prima dată Roma Atlantică. Antică, băi! Roma Antică, și e normal că antică. După care a urmat epoca numită slabagismul. După slavagism a urmat fecundalismul, a urmat elevul mediu și pe urmă s-a terminat cu burghezenia și este așa și așa și ne-a lăsat pe noi ca să ne îmbătăm ca ce suntem. Și decât să vorbesc, mai bine să cântă dama drumul la muzica acolo.
să poate, domne! Păi să poate să atâta gălăzie faceți! Păi ce să mă infractori de la aștept dacă scandalul face atâta gălăzie? Poliție! Mai cap, că mă doare încetul! Nu vă supărați! Știam că dinozaurii au dispărut! N-ați jucat dumneavoastră în filmul ăla Jurassic Park? Când erați actrița aia de-a zis replica celebră. Și aveați mânuțele alea mici și vă deplasați așa. Eu sunt dumneavoastră cu vecina aici. Și nu poate să gălăgie din cauza dor. Nu vă supărați, prindeți sârbii doi cu antena. La români. Mult stimată și spectaculoasă doamnă. Având în vedere nonșalanța cu care m-au pus să debordez cuvântarea din această seară de milen și gentlemanul care este în mine, dați-mi voie să vă spun că aveți două oportunități. Ori o tai, ori îți sparg fața. Înțelegi? Mă mine, tu pe ameninți? Ce? Tu știi că marinarul meu e soț? Și dacă necopil trezești, vine peste voi și vă rupe de vă bate? Nu te supăra, ai crescătorie de hamster aici? Ce? Sau a demontat Băsescu cu conductele de la canalizare? Vrea și mușchiul noi să ne distrăm în seara asta, înțelegi? Vrea să ne pari. Stați o altă găsită, n-ați distrat decât cu maximum la muzică, nu? Te rog să... mai bine vă televizor la uitat. Te rog să nu te întorci cu conducta asta de aspersor. Bine, te rog. Ce să vă la televizor? Băi, începe meciul la televizor. Meciul, băi, procesul. Dă-mă drumul la procesul. Dă-mă drumul la procesul. Seara, dragi iubitori ai fotbalului. Ca în fiecare duminică, gazda noastră este protest pe etape aici. Și această etapă a fost una dificilă, cu rezultate care au contrazis până și scorurile de finale. Invitații noștri în această emisiune sunt domnul Mircea Strălucescu. Și, bineînțeles, geniul fotbalului românesc, domnul Cornel Vinu. Să începem așadar cu o surpriză a etapei de cupă disputată ieri. Meciul dintre Dinamo și Recolta Plopeni. Surpriză care s-a încheiat cu un incredibil, nu-i așa, domnul Vinu, 0-4, hă? Cum au reușit să vă bată, domnul Vinu? Da, deci însă și faptul jocului, cum spunea și Voltaire în cartea lui Goethe, din punct de vedere tehnico-tactic, cât și din tribune, cum a fost și în 72 golul care l-ați văzut atunci, mai ales Stendhal sublinia faptul că jucătorii și a fost nafurat pe față. Domnul Strălucescu. Si certo. V-ați înțeles ceva din ce a spus domnul Vinu, domn? Da, și noi la Galatasaray iudem pahar halat muștucă. Halat Chalvar Jardel gol Hagi, ha. Domnul Vinu. Nu, a fost fault la arbitru, am văzut clar. Și mai ales din faptul că la vestiare tot știau de cum zicea și Hegel în opera sa.
Uite ce vreau să spun, nu mare rost, bănuiesc că ați citit Hegel, domnule. De acord, domnul Strălucios. Arcadaș, pisic, bacșișe. Păi, regia, avem un prim telefon, nu? Avem un prim telefon? Vă rog eu să avem un prim telefon, domnule. Vă rog eu că altfel nebunesc cu ăștia doi aici, domnule. Da. Bună seara, cine? Bună seara. De la Ceahlău vă deranjează, dacă se poate. De la Ceahlău, da, domnul Gigi. Vorbeam de meciul Dinamo cu Recolta Ploveni, domnule. Cum credeți? De ce credeți că a luat bătaie Dinamo cu 4-0, domnul Gigi? Păi la ce echipă are domnul Vinușă dacă juca... Dacă juca Dinamo cu Dinamo, tot nu au bătaie, doamne. Dar Ceahlău, ce-a făcut domnul Curăcaru, Ceahlău dumneavoastră? Ce-a făcut domnul cu Pietrici acolo? N-ați luat bătaie cu 4-1, a? Și-ar poți n-am dat un gol, doamne. Așa e, domnul Vinu. Și noi am dat un gol perfect valabil. Domnul Mircea? Corect, gol valabil. Gol valabil. Așa este, domnul Gigi. Singurul gol perfect valabil e în capul lui domnul Vinu. Domnul Mircea? Corect, gol valabil. Gol valabil. Adică ce vrei să spui? Capul meu e... Nu, golul din teren, nu l-am văzut. A fost la fel de valabil? Ziceți, domnul Gigi, e o polemică aici, domnul, nu? Aveți ceva personal cu domnul Vinu? Da, de unde, domne? N-am nimic cu dânsul, nici măcar copii. Nu-mi place din fața dânsului, domnule. Atunci, cum comentați, domnul Gigi, acel 4-1 care vi l-a administrat Rocarul, domnul? Trebuia să fie 4-4, domnule, eu așa am văzut. 4-4, domnul Gigi, cam mult n-ați înscris decât o singură dată, domnul. Și ce te frământă grijă pe batale? Am văzut reluarea de 3 ori și toate 3 au fost goluri valabile. Mă scuzați că... Domnul Vinu, ați văzut meciul Ceahlăului cu Rocaru, da? Ce, ăla a fost meci? Da. Ar trebui să pună pătratul roșu în colțul ecranului, domne. Și să scrie acolo, acest meci poate fi văzut numai de ori cu acordul surdomuților, domne. Uite, să spună domnul Mircea. Da, și... Corect, aveți dreptate. Ziceți, domnul, a fost blat sau nu, domnul Vinu? Pornografie pe față. Pornografie pe față? Ia să ia. Mă rog, ziceți, domnul Gigi. Stați mai departe de dânsul, că poartă ghilion, domnule. Cum adică, domnul? Ce vreți să spuneți? Păi dacă nu se apropia de jucători înainte de meci, poate bateau. Dar dumneavoastră ați văzut meciul, domnul... Al Dinamo, cu ăștia de la Recolta. Mie și-o fost. Da. Am crezut că-s desene animate, doamne. Ia zi, domnul Vinu, ce zice domnul Gigi. Vă uitați la desene animate, domnul Gigi? Și cine vi le explică, domne? Ziceți, domnul Gigi, răspundeți la acuzația lui domnul... Cine vă explică desenele animate? Nu contează. Spre deosebire de domnul Vinu, după ce mi le explică, le și înțeleg. Da, și... Ați vrut să spuneți ceva, domnul Strălucios? Da, despre... Chiar vreau să aflu, întreb... Importantă această părere a unui antrenor român care activează la o echipă din străinătate. Spune, domnule. Da, vreau să... Mai ales că această echipă joacă și acei jucători minunați români, nu? Care... Exact, este vorba despre... Exact, știam despre cine e vorba. Gigi, domnul Gigi, arbitrajul cum vi s-a părut, domnule? Bun, slab, cum a fost? Dar eu când... Lasă, domnule, dumneata, lasă. Te rog frumos, vorbim cu un om la telefon, vrei să plătească atâtea impulsuri acolo?
Nu-l mai întrerupeți, domnule. Dumneata ți-ar conveni să te întrerupă cineva. Ziceți, domnul Gigi, cum i s-a părut arbitrajul, domnule? Aș dori să-i pun o întrebare domnului Strălușescu. Ziceți, da. În ce limbă vorbiți cu jucătoarii? Că sunt și turci, brazilieni, români, armeni. Ziceți, domnul Strălușescu. Răspundeți. Da, firește că... Vă mulțumim răspunsul, domnul Strălușescu. Ziceți, domnul Gigi, v-am mulțumit răspunsul. N-ar putea să fie o leacă mai concret. Hai să revenim la mesul Ceaglăului, domnul Gigi, cu Rocaru. Cum au fost golurile Rocarului, domnul? Vi s-a părut vreunul neclar? Nu, toate au fost clare. Da. Primul offside clar, al doilea foul clar la portar, al treilea și al patrulea cred că au dat bani copilului de la tabela de marcaj să le treacă acolo. Păi înainte de a acuza, domnul Gigi, hai să vedem caseta, nu-i? Vezi, aveți caseta cu primul gol, da? Nu aveți? Eram sigur. Era sigur, domnul Gigi, da. Nici cu al doilea gol n-aveți. Ghinion, domnul Gigi, n-avem casetele, domnul. Le-ați distrus voi, de-ai dracu, să nu se știe adevărul, ei. Care noi, domnul Gigi, care noi? Că suntem numai noi aici, noi doi, și, trei. Și domnul Vinu unde este? Da. S-o fi dus la omenește, nu, bărbătește. Da. Domnul, știți ce are domnul Vinu? Poate la... Da, știam, nu, încercați cu presupunerea. Terminați-vă, domnul Ovidiu, pe mine mă iertați, dar e târziu și... Și ați vrea să închideți, nu, domnul? Dacă ar fi după... dacă ar fi după mine, pe toți m-aș închide, hoților! Se pare că am rămas numai noi doi, nu? Si, si certă, da. Si certă. Haideți, spuneți-ne cam ce meciuri importante ar avea Galatasaray în continuare. E, păi ar fi meciul... Păi în afară de asta, asta ne știm. În afară de asta, pentru ce vă pregătiți în viitorul apropiat? E, pentru... Eram sigur de asta. Regia, domnul, mai aveți un telefon, domnul? E, da, tot eu sunt. Și aș vrea, de ce, domnul, Gigi? Aș vrea să vă atrag atenția, da. Că... Păi, alt telefon nu mai avem, domnul. Dar lăsați-ne, domnule, să vorbim eu, nu ăla, nu? Domnul Mircea, ce aveți, domnul? E, drăcia, dracu, ce înseamnă asta? Domnul Strălucescu, vă rog, nu se poate. De cine ai chemat, domnule? De cine ai chemat? Spune, sincer, de cine ai chemat? Am și eu un nepot și joacă bine. Aș vrea să-l vedeți, l-am adus în emisiune aici, să vedeți, poate-l băgați în echipă la dumneavoastră, dumneavoastră. Merge, domnul Mircea? Si certă, si certă. Hai, nepoate, hai încoace. Zici tu ceva. Dar de ce vorbesc așa? Vreau să ajung și eu mare ca Mutu. Salana, ne-a Mircea. Vreau și eu, dacă se poate și eu la masă. Pac! Scheme, pac, gol să moară, bine, eu. Si certă. Dar vreau și eu, vin cu pasă, gol, cap, aaa, eu fac. Si certă, dar unde joci? La Avântul Glogova. Divizia Q. Și aș vrea și eu, dacă la Salata Garai, Parai, cantonament, bagabonte, lupi, poate moară! Și ce zici, cert, o știi să faci? Eu, paolo, să moară Bibi, dau puși. Dau 20 de goale pe episod, fii atent. Dau da. Cu capul, vincle, paolo. Da. Mai atins, ai pus mâna, sunt jos, au, menicu, au!
11 metri, dă la afară, roșu, dar nu cauza mea. Certo, certo, trebuie să dai un test. Păi am... Test. Mă dau test, că am pus testul în porbagaj. Proaspăt, eu l-am crescut. Certo, știi să dai cu capul? Aoleana, Mircea, unde-i acum dau, Mircea? Păi, dacă știu să dau... Păi știi de unde vin eu? A. Din satul fără dinți, n-am ieșat. Dacă știi să dai cu capul, dă un cap lung, Chito, că m-a întrebat toată emisiunea. Și promit că te iau la mine. Mă bagi la da, sala cadorai? Mă, mă, Mircea, nu, nu te clubi. Eu băgat, am mai băgat. Pă-n-o să mă arăt. Vină cu oa. Pă-n-o să mă arăt. Victoria mai vreme. Pă-n-o să mă arăt. Ce să spun, mare filozofie emisiunile voastre. Bă, faceți voi emisiuni mai pe subînțelesul meu, înțeleg? Dacă faceți emisiuni românești, tirtați-le jos, băi. Puneți și voi fluturi de alb să se bucure și mușchiul meu ocular. Este. Unde sunteți, mă, zile? Care ești, mă? Ce faci, mă, fete? Îmi fac datoria, bă, Garcea. Ce datorie, mă? Ce datorie? Păi tu crezi că de proști n-a lăsat, mă, pe noi ăștia de servicii noaptea de anul nou? Auzi? Asta este întrebare sau constatare? De ce ne-a lăsat de serviciu noaptea de anul nou? De proști, bă. Păi așa, să vezi ce-ți-au adus. Hai, mă, mișcă mai repede încoace, mă. Mișcă! Așadar, avem de-a face cu naționalitățile minotaure. Noritaure. Și mai mă zic, vorbește, hai, vorbește. Nu pot pentru ca să vorbesc, domnul, că mă eclipsează inteligența din capul dumneavoastră. Nici o problemă, dacă vrei o dau jos. Zic, vorbește. Domnule dragă, noi suntem de la Harghita, facem ciubere oale cositori în pâlnii la intersecție și ne-a prins furând... Ce faci, băi, de-ai de gol? Arzătăr hidrogenul pe intestin! Păi cu ce stai de gol? Ne-a prins furând un pui... Cu ce spui, bă, că nu spune! Stai, mă! Ne-a prins furând un pui de somn în spatele la magazin. L-a prins cu mâna pe lacăt. Așa, mă, erai cu mâna pe lacăt? Domnule, m-a luat somn în spate la supermarket și am adormit și mă țineam de lacăt ca să nu mă tragă somn în jos. De ce vroiai să mă țin de fusta lui asta? Dacă din greșeală o smulgeam, ce are astea față de stripteuză? Da, ce, eu sunt friptoză, nu sunt friptoză. Tu nu știi să dansezi stripteaz, de la stripteaz. Nu, nici nu știu. Nu, domnule, că nu știi să dansezi stripteaz. Nu, domnule, vezi că nu știu. Zici că țineai de lacăt ca să-l tai, a? Domnul, eu ca să-l tai, îmi tremură buza de indignare, domnul. Cum să tai lacătul? Asta este o muncă grea și neplătită. Am oameni plătiți pentru așa ceva. Și mâna e la asta, ți-l iau un bonfraier de la. Mamă, adică, adică eu sunt bonfraierul tău, ne-am înțeles. Ce făceai cu bonfraierul, zi? În caz că mă trăgea somnul în jos prea tare și smulgeam lacătul, să-mi tai repede mâna să nu fac stricăciune. Ce facem, bă, cu ăștia? Îi ținem la sec? La beci. La beci, hai, la beci. Boierule, filozofule, independentule! E te mă juci pe viața lui copilul meu care promit că o să-l fac dacă nu-l arestiți pe bărbate, bine. Pe tine cum te cheamă? Mandela. Mandela? De negru ce ești, eh? Nu, de câtă pușcărie am făcut. Și pe tine cum te cheamă băia asta? Aoleu, domnul, cum vă intitulați dumneavoastră doamnă? Te rog frumos să te adresez cu respect lui Jagardeaua asta. Cum vă cheamă pe dumneavoastră, doamnă? Hai, unul vere, nici nu știe cum mă cheamă. Ai auzit de regina magiei halbe? Da. Da? Da. Ei, eu sunt prințesa magiei verzi. Vrei să-ți fac eu cunoștință cu prințul magiei negre? Zi, fata, odată cum te cheamă, nu mă mai enerva, că-ți dau doar. Ia, uite, vere, nici nu știe cum mă cheamă. Mă cheamă intersecția, domnule. Intersecția, sunt fata lui semafor și a lui coleziune. Păi ce n-ai auzit? Pa, frate meu, nu știi că vine mereu, face e recidivist? Îl cheamă Borcan, nu știi, pe frate meu? Păi tu faci mișto de mine, mă? Asta mișto să mă facă Dumnezeu dacă facă mișto de matale.
Și facem cu ăștia, măi, ducem. Dumnezeu zic că să-i ținem aici să facă revelionul cu noi. Aoleu, domnule dragă, dar cum se face revelionul la pușcărie? Eu ai tocmai acum de anul nou, când este noaptea cu cele mai nepăzite magazine din lume. Dar nu se poate, că am atâta treabă de nu-mi văd bonfire-ul de câte treabă am eu. Dar nu se poate. Lasă-mă, că așa am și eu treburi pe cap de mă și doare capul, înțelegi de câte treburi am. Pe matare doare capul? Doare rău capul. Când doare capul? Când gândesc mă doare capul, înțelegi? Îmi vine să urlu de durere de cap când gândesc. Ia cum urlat? Lasă-mă, n-am mai urlat de 40 de ani, vrei să urlu acum? Domnule general, dacă nu mai ai treabă cu noi, eu aș vrea să o tai. Hai, tai-o atunci, hai. Te tai! Te tai să nebunești! De ce n-ai spus, bă, când te-a pus să stai de șase, să-ți spui acolo că vine polițaiul, să fluieri? Păi cum să fluieri, mă, cu gura plină? M-ai înșelat! Păi era... Cu cine? Era plină de aur, mă, plină de aur! Păi intra dinții în rezonanță și cocteau! Se nebunesc acum pe viața mea. Hai, nu vă mai certați acolo, gata, asta este. Faceți revelionul la beci și gata. Nu se mai poate. Domnule dragă, dar eu nu pot să stau la beci, că mă așteaptă copilul meu să ne uite la televizor împreună. Eu, ce bă, băi, tu ai televizor, bă? E, deocamdată nu, dar până dimineață mai este. Deci asta faci tu noaptea de anul nou, fur televizoare? Domnule dragă, eu simt țigan sărac, eu decât se fur, mai bine cerșesc. Da? Ia mă, ia! Cum cerșești tu? Ia, arată și mie. Stai să-mi iau mersul de croazieră. Ajutați un bietule țiganule care nu are nimic de viața lui decât acest cuțit de la gâtul lui Matale. Bagă-i, bă, la beș, bagă-i la beș de acest. Moștenitorule, Nord Atlanticule, Marahajafule, Samuraiule, ete, dacă nu ne harestezi, îți gâcesc viitorul în palme. Da? Ia, ia, zic, ia, ia. Hăului, o să trăiești peste 90 de ani în Cataș. Trăiești peste... M-am scos, mamă, peste 90 de ani. O să se întrebe doctorii, ia uite, e paralizat de 50 de ani și tot trăiește. La vezi, mamă. Hai, atunci, procurorule, importantule, principalule, agresivule, deznodământule. Nu ne va aresta, că uite, îți dau, uite, acest ceas elvețian făcut de turci în Taiwan pe malul Dâmboviței. Arată ora exactă? Numai pe aia exactă, pe celelalte nici nu le bagă în seamă, băiurile. Da? Și e cu baterii? Cu baterii, dar să-l ții cu cadranul în jos, că poate te întreabă cineva câte ceasuri și te faci de râs. Ce vorbești, bă? Adică eu nu știu câte ceasuri, bagă-i la veci, la veci. Bă, dar arată foarte bine ceasul, mă. Știu și eu cât arată ceasul. Cât arată? Arată cât are baterie, după care nu mai arată. Dar doamne, poate și dacă nu-ți trebuie, dar de ceasă. Dar doamne, așa, păi, dar cum mă bași la veci, că noi suntem mai mulți aici, crezi că numai eu cu piranda, sunt cu toți frățiorii mei, că eu nu vin fără acoperire. Stai să-ți prezint. Haideți, mă, frații mei. Bagă-i cap! Ia uite, ăsta-i Menic, ăsta-i Barbarian, ăsta-i Zoro, ăsta-i Terente, ăsta-i al mai mic, Clipocel al mic, ăsta-i fratele Clipocel. Acolo, la sala de tortură, acolo se stă băieții. Și asta, nevasta mea, este Hilana Costânzană din Bercen, cea mai bună gurită a formației soliste de cântele n-ai văzut de la. Ce, bă? Tu știi să cânti aici? Hai, dar pe cum să nu o să cânt o melodie să se așeze toți românii la masă? Da? Atunci o melodie de masă o să mănânce România, să auzim așa 22 de milioane de fălci cu fate clap, 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 clap. Auzi! Maestri, bagă ghie pe mol! Păi e verde, măr domnesc, păi, pe lume cât mai trăiesc. Am sărânt să cânt, să joc, cu sănătate și noroc. Păi e verde, măr domnesc, păi, pe lume cât mai trăiesc. Am sărânt să cânt, să joc, cu sănătate și noroc. Și să cânt pe la vioară, să te la inimă. Uite, așa îmi place să trăiesc. Hey! She said, can you love me, my love?
Nu-i domnule general, domnul Cojac, îmi pare rău că nu mai putem să stăm aici, dar nea, haide să mergem, că ne așteaptă o clientă, trebuie să-i punem burlane la balcoane. Auzi, lasă-i șmecherile de genul ăsta. Dacă vrea cineva să vină, vine aici la sala de tortură și gata. Dacă să chemăm clientă înăuntru. Că-i cheamă aici. Primirea, mă! Garcia a rămas blocat, lasă-l altul care este deblocat. Mi-a adus păr, am impresia. Draga mea, bine ai venit la emisiunea șapta ta norocoasă. Zine, ce cauți aici? Asta e chiar. Am auzit scandal și am zis că e revelion. Și vreau și o să petrec revelionul, că n-am unde. N-ai unde, mi-au dat afară. Atunci, poftește la dința la masă aici, să mâncați cu noi. Cine a găsit? Haide-mă, țigane, cânte ceva frumos aici pentru domnișoara, dacă se poate. Have o melodie pentru Mihaela, că e de la Piatra Neamț. Bagă-mă! Bună mea, mărtovinească, măi! Rătulească, să trăiască, măi, măi! De care nu vreți ajunge, că așa este pe la noi. Haide-mă! Rădulească-o haine arată, măi, nu știu că-i când erai fată, măi, măi. Stânga unu, dreapta doi, că așa este pe la noi. Hai, dumne, da! Păi cine îmbătrânește, omul? Și capinul și cu romul. Cine-mi bătrânește, omul? Și capinul și cu romul. Lasă puiul, hai să mă mănânc. Băuturile spirtoase și muierile frumoase. Băuturile spirtoase și muierile frumoase. Auzi, auzi. Tere, tere. Nu se pune, nu se pune, nu se pune. Ce faci? Un bluz, n-ai un bluz. Am un bluz special. Ia uși. Zigzagă de balagă, dagă, dagă de balagă, zigzagă de balagă, de balagă, da. Zigzagă de balagă, dagă, dagă de balagă, zigzagă de balagă. Paie verde și-o la lună, zice lumea că nu-ți bună. Paie verde și-o la lună, zice lumea că nu-ți bună. Cum dracu să mai fiu bună, zigzagă de balagă, da. Ca și vită la o lună, zigzagă de balagă, da. Ca și vită la o lună, zigzagă de balagă, da. Nici atunci cu voie bună, zigzagă de balagă, da. Păi zigzagă de balagă, da, 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 de balagă, zigzagă de balagă, de balagă, da. Zigzagă de balagă, da. Păi, femeia care iubește, se cunoaște cum privește. Femeia care iubește, se cunoaște cum privește. Iubește cu patimă, zic dacă tu balagă, da. Și cu dor în inimă, zic dacă tu balagă, da. Iubește cu patimă, zic dacă tu balagă, da. Și cu dor în inimă, zic dacă tu balagă, da. Păi zigzagă tu balagă, dacă dacă tu balagă, zigzagă tu balagă, zigzagă tu balagă, dacă dacă tu balagă, zigzagă tu balagă. Nu, Mihaelo, pe cuvântul meu, nu te mai primesc la revenire, ăsta că bagi de zania în vacanța mea. Eu nu bag nimic, zău. Bagi de zania în bărbați, pe cuvântul. Spun eu? Așa se întâmplă în toată țara. Ce? Uite, zi ceva acum ca să te ierte țara dacă s-a întâmplat să bagi de zania într-un niște bărbați căpșoriți. Ce să bag eu de zania? Zice, zile tu ceva așa să te ierte de anul nou. Păi să ne întâlnim, iertați-mă, dar să ne întâlnim sănătoși. Și necăsătoriți în mileniul următor.
Asta este, o petrecem pe Mihaela acum la alt revelion, dacă are cineva vreun revelion să primească. Adică mă dați afară. Ei, Doamne, păi decât să ne certăm noi mai bine. Dacă nu vă știu să o dai afară, o dau eu afară. Primirea, maestre, primirea. Latră, acrâine, latră. Latră, mă! Latră, mă! Ce, 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 mă? Ce, ce, ce? Ce bun! Ce cocoș au cutat? N-a cutat niciun cocoș. Ce colindați sunt? Dacă colindați gratis, mai discutăm. Am venit să vă colindăm... Ce colindați, voi? Un jingle bell. Ce jingle bell, bă? Bă, nu terminați cu ăștia americani, mă. Colindați ceva frumos, românește, autentic. Uite, de exemplu, we wish you a merry Christmas. Hai pe scenă, hai, vreți! 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, revenire, sos de ghebadă. Ia, auzi, hai! Moș Crăciune, Moș Crăciune, dacă vii și pe la noi, să-mi aduci, te rog, bătrâne, pe tăticul înapoi. Știu că e plecat departe, dragă sunt la hotar. Mi-l păzește Moș Crăciune, să se-ntoarcă acasă ea. Mi s-a rupt de mult păpușa, n-am alta, n-am nimic, dar așa de dor de tata, că nu-mi pasă de nimic. Moș Crăciune, Moș Crăciune, dacă vii și pe la noi, în speranța ta bătrâne, taticul meu să potoale. Chestia asta este soțul tău? Da, și el trebuie să doarmă. Nu vă supărați, doamnă, v-ați căsătorit cu preistoria? N-am înțeles, nu vedeți că este cu două ere glaciare mai în vârstă ca dumneavoastră? Păi tocmai de aceea trebuie să se odihnească. Păi de ce? Ca să mă duc eu să mă distrez. N-am înțeles, și te-ai însurat, cu maritat cu babalăcozaurul ăsta? Ha? Dar să știți că uneori am impresia că eu sunt mai vârstnică decât el. Da, se poartă ca un copil. Iubitule, te-ai schimbat pe împărțuc. L-am schimbat, l-am întors cu fața în spate. Băi, descompusule, locul tău e la piramide, nu în secție aici. Tu ce e la vârsta asta, ți-ai luat nevastă așa tânără, de ce? Dar tu de ce ți-ai luat ceas, mă, polițaiule? Nu tot degeaba. E, tot. Bucură-te, bă, că ai prins mileniu 3, lasă ăștia. Mă bucur că era să nu prind nici mileniu 2. Păi de ce? A dărâmat Traian. Păsesc cu chioșcurile. Nu. Ălălalt Traian, a dărâmat sarmii de chetuza, bă, tată. M-a tras curentul 800 de ani, am fost răcit. Așa, sunt curios. Mai poți să la nevastă te mai duci? Oh, ho, 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 ho. La primul, ca în tinerețe. Al doilea, mai pătimit. Al treilea, abia, abia. La al patrulea, m-ajut cu mâinile.
De la al cincelea nu mai pot, iau liftul până la nouă. Da. Păi, Damijană, stai așa. Păi, dumneata, te-ai căsătorit cu ăsta după cât arată de viril, cred că ești fată mare și acum. Sunt fecioară. Ești fecioară, hai mă, du-te de aceea, hai. Pe mine, mă duc că am o treabă pe mine. Oriunde, oriunde, dar nu-ți iertar, te rog frumos. În butelie, în butelie. Du-te, hai, stai de aici. Hai, mă, îți place, te-ai căsătorit cu antiviagra ăsta. Băi, Garcea, băi. Și băi. Bă, am unul cu o reclamație în spate aici, auzi că... I-a furat melodia, nu știu cine. Cine ce-a furat? Ia vină, mă, faci. Ia vin. Ia. Ia. Vai, mă! Se observă așa o similitudine între voi. Am impresia că folosim același aftershave. Se pare că da. Am auzit că vii iar așa cu pozitive de la... Hai. N-am pregătit, n-am nimic la mine, trebuie să cânt? Ce cânti? Pare rău, ți-au furat cântecul. Băi, să-i dați cântecul înapoi lui Marcel, că m-am spart, înțelegi? Cânti cu băieții ăștia, cânti cu băieții ăștia, cânti cu fata asta, așa? Nu contează, mai falsăm, ăsta e chef, nu mă interesează. Cântecul înapoi lui Marcel. Când vine noaptea, mă trezesc cu gândul iar la tine, să fim din nou în visul meu, să vin apoi la mine, să mă trezesc, să te opresc, iar tu să fii cu mine. Frumoasa mea în noaptea asta, să ne iubim ca doi nebuni, să fim altarul vieții tale, să fiu iubitul tău din tâi. Frumoasa mea în noaptea asta, să ne iubim ca doi nebuni. Frumoasa mea în noaptea asta, să ne iubim, frumoasa mea. Poate oameni voi, adică l-am primit aici și nu-i dăm și noi ceva așa de băut puțin. Marcelică, să ne dregem gât. Da, da. Nu știu, este ultima oară când ne întâlnim pe mileniu ăsta cu oamenii noștri. Da, da. Și până la următorul revelion, care o să înceapă, bănuiesc că pe la 12 și un sfert, când am impresia că în loc lugar și-a vor veni Leana și Costel, ceva de genul ăsta. Ați auzit de ei? Nu știu, l-am auzit. Hai să cântăm ceva mai cu viață pentru viitorul frumos care ne așteaptă în țara noastră. Florine, ia-l tu în primire, te rog frumos. Hai să cântăm. Hai, Marcelică. Lași bunătatea din mână, spun eu. Nu știi ce pierd. Hai să mergem. Dă-mă drumul la melodia aia acolo. Hai, dă-i. Hai. Din toate florile din lume, eu doar pe tine te-am ales. Și o spun cu durere în suflet, că tu m-ai luat din din televiziunile din țară. Eu Pro TV-ul am și-o spun cu fericire în suflet, că n-am venit din interes.
aș da zile de la mine, doar o zi să fiu cu tine, că te iubesc la disperare, iar tu faci zilele amare. Aș da zile de la mine, doar o zi să fiu cu tine, că te iubesc la disperare, iar tu faci zilele amare. Dacă aș ști a doua oară că tot la fel aș fi făcut, mă jur pe bunul Dumnezeu că o să rămân la ProTV. Din toate florile cu fericire în suflet, că n-am venit din interes. Aș da zile de la mine, doar o zi să fiu cu tine, că te iubesc la disperare și tu-mi faci zilele amare. Doar o zi să fiu cu tine, te-am iubit la disperare, și tu faci zilele amare. Ne vedem al viitor mileniilor, până atunci să bem și noi o sticlă de Alexandrion. Nu uitați! Și cât ține mileniu 3, doar Alexandrion să bei. Bună dimineața, domne, mă iertați că te dai buzna ca nărodule, dar mi se întâmplă un ghinion în gara aceea de nord că veni de la Craiova. Bună dimineața, ghinion, necaz. În gară, pății un... Bă, ce dracu aveți, bă, nu vorbește nimeni cu mine! Bă, nu vorbește nimeni cu mine! O, să trăiți, sunteți domnul Costel Pârțac de la Corlate! Să trăiți! Tu unde dracu mă cunosc cu răzbă? Păi cum, ne-a povestit soția noastră, Leana! Și cum mă văzurăți, cum mă recunoscurăți, așa? Din potrivă, că ne-a povestit altceva, după descriere, nu prea, dar păreți un om care vorbește coerent, un om adevărat. Doamna Leana ne-a povestit altceva.
Da, unde e doamna Leana? Stai așa. De unde o cunoașteți voi pe Leana? Parcă ce mai contează? Luați loc! Stai că rezolvăm noi această dilemă cu frumosul. Da? Deși mă jurai că nu dau unia noaptea de anul nou, Leana! Vino-ncoa! La revedere, domnul Garcia! Nu uitați să-mi scrieți! Iosif, așa, cu cine vorbiți? Cu cine vorbi, Costine? Nu vorbi cu nimeni. Cu nimeni, fă, nu zisești la revedere, domnul Garcia? Era un cântecel. La revedere, domnule Garcia, la revedere, noi plecăm. Cine-i Garcia ăsta, fă? Nu știu, Costine, de unde să spun. Cine-i Garcia, bă? Domnul Garcia este un coleg de-al nostru, un plutonier simpatic, bărbat, bine. Cine-i Garcia, fă, acum știi? Acum știu că a spus el ți-ar părcile ale dracu, nu puteai spune. Și ce-a vusești tu să-i spui lui Garcia ăsta că să-mi scrii? N-auzi că-i polițai, de unde să știe să scrie? Las că nici eu nu știu să citesc, așa că se închid. Nu trebuie să fii tu gelos. Nu sunt gelos. Ia stai așa. De unde te cunoaște ăștia? De unde, fă, mai pusești picii prin București? E zis o explicație. Dă-i! M-or fi văzut la televizor? A? Merge? Merge cu excepție. Tu n-ai apărut niciodată la televizor, fă. E zis a doua explicație. Zii! Le-o fi spus José Armando care gagică nouă în corla. Aoleu, José Armando, gagică în corlate. E, cum treci tu din pumnii mei direct în mileniu 3. Domnul Costel, vă rog să vă potoliți, spuneți pentru ce ați venit. Dumnezeu, cum să-ți spui, veni din Craiova cu trenul de 7. Păi dacă pe ăla de 2 îl pierduși ca bou. Dar ce vrei, fă, să las gura de bere nebăută în halbă numai așa că pleacă trenul? Deci veni cu ăla de 7 și când ajuns să ia cea în gară, mă duc la fata aia la dezinformații și o întreb când am trenul înapoi. Și cu ochii numai sutienul, Alia. Auzi, de ce minți, fă, că nici nu avea sutien? Și când mă uita eu lângă mine așa, unde lăsai papornițele, că mă uitai, nu mai erau papornițele, rămăsai... Nu mai era papornițe, domnul, nu mai era. Rămăsai ca mutu. A, ca mutu, da, da, și aștepta să primiți pasă să ratați ca prost, da. Bă, ia uite, bă, și ăsta, bă, n-auzi, bă, că ne furară papornițele aceia în gară. Papornițele, domnul. Dar și ce aveați în papornițe? Geamantane. Și în geamantane ce aveați? Bagaj. Și în bagaje ce aveați? Sacoșe. Și în sacoșe ce aveați? Plase. Și în plase ce aveați? Pungi. Și în pungi? Bă, ia stai așa, nu-i zici tu lui nevastă mea că îmi pungi, auzi? Îmi pungi tu, bă! Doamne, îmi pungi, în plase, în geamantane, ce aveați? Mâncare, băutură, ce aveați? Uite, bă, stai prost, bă, tu n-auzi că ne duceam la nașul, nu veneam de la el să avem mâncare și de la ele. Nu pricep, hai fă acasă, hai să mergem, că ăștia nu ne ajută cu nimic. Hai să mergem, mulțumesc că nu ne ajutați cu nimic. Auzi, Costele, dar domnul ăsta simpatic cu mustață, de ce nu zice și el nicio vorbă? Lasă-l, că e ocupat, fă. Iete că nu e ocupat chiar așa. Cu ce vă pot fi de folos, scumpă doamnă? Ulele! Fatălică, îmi zisă scumpă, vezi, Costele, și tu mă îmbraci numai de la mâna a treia. Poți să fii de folos cu o groază de chestii, domnule, dar ne vede boul ăla. Auzi, grasule, nu poți să-l arestezi pe bărbatul meu vreo oră până suntem noi folositori unul altuia. Auzi, păi pe ce motiv să-l arestezi? M-a violat. Au viol. Ăsta m-a violat. Eu? A? Când, fă? Ieri m-ai violat. Doamne... Ieri nici n-am fost acasă, fă. De, auzi, poate v-a violat altcineva. Nu, că eu pe altcineva ăla nu-l cunoșteam. Tu m-ai violat. Domne, ne iertați că mă îndrăznim, dar hai fă dracu acasă, nu vă mai deranjăm nici cu prezența, nici cu absența, nici cu cereri. Dă și mie niște pungi, că nu mă duc la naș cu mâna goală. Domne, dar nu rămâneți să faceți revelionul cu noi aici? Nu, de dracu, ce semne sunt, să stăm da. Aici pe capul vostru. Vă spun, e păcat, știți ce frumos să ne distrăm, vroiam să vă invit și la dans, doamne. Ei, dacă e pe așa, nu mai nimic. Du-te tu acasă, că mai rămâi eu pe acele așa. Organizăm concurs de Miss. Aveți toate șansele să ieșiți pe primul loc.
vezi că o speli? Păi dacă-i singură, ia mă-i cheamă și o curcă și o oaie, să vezi cum iese pe locul 4. Auzi, organizați concursul de Miss, nu că m-ar interesa cine este ele la alte concurente, că oricum n-am rivală, dar să știu așa, pe cine umile. Ia potoliți-vă, vă! Potoliți-vă! Dar lasă-o, fată, ce o acoperi și o bucurie avut. Iete de vă bucurați că se destramă o familie. Ce vă zic? Iete să-ți scânt eu. Dar lasă-o, fată, ce să cânt? Să-ți scânt eu. Să-ți scânt imediat. Să vezi tu o rapsoadă ce înseamnă. Poți să iei și tot ce are soale pe el. Poți să iei flanelul și basca lui Costel. Poți să iei și pe lila și pe axânte al meu handicapat și pe muma care șade paralizată lângă pat. Dar să nu iei niciodată pe Costel. Dar să nu iei niciodată pe Costel, fiindcă atunci am să moar de gâtul tău. Fiindcă atunci am să mor de gâtul tău. Fiindcă atunci am să mor și am să târnui cu tine pe jos toată bufia ta. Ce vrei ce să luăm? Da, să șeagă, poate, ce să luăm? Poate sălbaticiști ce ai? Ce mă sălbaticiști, poate? Păi nebunișea a vrut să-și dogonișea aceea. Iete-te la el. Că dacă mă mai țineam un pic, îți mai făceam 5 copii. Ție, ți-i făceam, ție. Tu nu vezi că ți-ți ieși rău ochii. De ce ți-ți? Ochii ca ochii. Ce poate? Ce duce? Ce? Asta a fost sârbă? Ce foacerea? Asta a fost sârbă? Iete, mie îmi plăcut cu jucare, fete. Iete, cântă-le tu o sârbă, că acum mă puneai pe mine jos așa zis. Auzam 4 sate și mă găsai peste încă 3. Hai! Floricea de pe răzoare, toată lumea doarme, doarme. Floricea de pe răzoare, toată lumea doarme, doarme. Numai eu nu pot dormi, dârlita, dârlita, de striga nevestimi, dârli, dârlita. Numai eu nu pot dormi, dârlita, dârlita, de striga nevestimi, dârli, dârlita. Ram-tam, dârlita, ram-tam, dârlita, ram-tam. Ram-tam, 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 ram-tam
ce îmi plec cu costele? Mă sunt iar tineră ca la 42 de ani. Ce aveți, doamnă? Ce aveți? Nimic, îl citam pe bărbatul meu. Are 80 de ani, este senil, dar... Lăsa, dar continuați că am venit și eu să mă distrez un pic. Pe Boșoroc l-am culcat, i-am dat biberonul cu țuică, i-am schimbat pe împărșul. Doarme-ne întors până mâine, timp în care sunt liberă, tânără și neliniștită. Domnul Plutonier, take me! Ce? La un dans, pagotră! Ia-te-te! Auzi, numai de mustaciosul meu ți-ați găsit să te iei! Mânca-ți-ar mama urechile tale, clăpăuge! Mânca-te-ar mama, nu te-am luat eu de la Cipândeng! Ia-te-te, cine e? Cine e pe izana asta, mă? Ce pe izana asta plânge vaga după tine, s-o mulci? Și tu se... Unde fusești, fițar, că țaua naiba să fie? Unde fusești? Unde fusești? Ete, o condusei pe domnișoră până la... Până la ce, Costele? Până la ce? Până la ce? Până la orgasm, fă! Costele, ce e ăla orgasm? Nu știi? E o stație de metrou aici în București. Și cu rujul de pe obraz, tăi ce e, Costele? Unde, fă? Iede! Costele, să-ți aduci cu rujul pe obraz. I-a zis o explicație. Zi! Mă dusei să-mi fac buzele, dar să luă lumina și nu nimeri gura și mă făcui pe cișul. Costele, tu ești bărbat, nu ești femeie. Zi! N-auzi, fă, că să luă lumina, mai văzut eu pe beznă dacă-s bărbat sau muiere. De dinșul acolo, nu mă văzut. Hai acasă, lasă, hai acasă, hai că... Și pe tine să știi că te țin minte clăpăugul ce ești. Lasă, bă, hai acasă. Conduc eu. Hai, acum că am rămas numai noi doi, Plutoniere, take me. Și dacă află bărbatul tău? Are trei variante. 50-50, sună un prieten sau întreabă publicul. În cazul ăsta, punem o casetă sexy și ne distrăm. De minune! Ai. Bună seara la everybody. Mă numesc Mihaela Tatu. Și în seara aceasta împreună cu mine, nu-i așa? Vom participa la emisiunea Gheața bate frigul. Cazul care vi voi prezenta astăzi este un caz nașpa de nașpa. Mi-e grea să prezint acest... Este un sălbatic care, când îl văd, mi se sterpezesc ciorapii. Sau aș putea să spun, mai filozofic, mi se îmbrehăne peruca. Omul de aici a crescut 30 de ani în sălbăticie, fiind crescut de bunica sa. Acest element, pot să jignesc pe cineva dacă îi spun om? Acest element a trăit în sălbăticie, fără curent, fără asistență medicală. Ia, Jegu, că-ți bag o lentilă în freză imediat. Cum te cheamă, băiețaș? Mi-e foame! Mi-e foame!
să-mi pun implantul capilar la loc. Hey. Reluăm? Cum te cheamă, băietaș? Belzun! Belzun! Ăsta-i dragul! Ia lumina de pe mine! Ce-o vorbă! Bebe! Vino înapoi, te rog, să recapitulăm emisiunea noastră, Viața bate frig. Ia spune, Bebe, ai avut o copilărie grea? Da! Mă bătea mama cu porcul ăla! Cu porcul ăla, adică cu amantul ei, da? Cu porcul din Coteț mă bătea, mă! Îl dădea cu porcul în cap! Asta când eram eu mai mic! Da. Și pe urmă, când ai crescut, nu te-a mai bătut, da? A murit porcul! Ai avut mare noroc. Nu, porcul vostru a murit, iute. Ăla este un mașinist care a leșinat. Da. Ce are? Nu știe nimeni. Ce ăla? Ce i-ați găsit pe față? Un ciorap de-alu Bebe. De ce ai făcut chestia asta? Mai am unul pentru tine. Ia spune, Bebe, e un copil mai dificil să învăț textul. Ia spune, câte ani aveai când ți-au murit părinți? Eram mic, abia puteam să ridic toporul. Da, cu tata a fost mai greu că s-a apărat. Păi, adică, tu ți-ai omorât părinții? Bună cine! Au stat eu 5 ani, 6 ani, 7 ani, nu-i omorat nimeni, mi s-a făcut milă de ei. Dar ea spune, aveai ciudă, nu, pe ei? Aveai ciudă pe ei, da? Eu am ciudă pe toată lumea. Păi cum pe toată lumea? Și pe tine am ciudă. Așa, dragi prieteni, iată unde poate duce izolarea. Ia spune, cine te-a crescut după aceea? O bunică. O bunică? O bunică. Și pe bunica n-ai omorât-o? Păi n-am putut să o prind. De ce? Are 80 de ani și face sport. Face sport la 80 de ani și acum unde este? La Sydney. Ce sport face bunica ta? Aleargă 5.000 de metri. Cu prăjina în mână. După care sare, ajunge sus, prinde surița din aer și o aruncă în ăla de dă cu ciocanul. Minte, vă spun că nu are cum să fie sportivă la atâția ani, 80 de ani. Dar să recapitulăm. Bebe, ca să facem o surpriză, am invitat-o aici pe chiar bunica lui Bebe la Viața bate frig. Este la fel de sălbatică ca și Bebe. Așa că o voi întreba exact în limba lor. Ce căutați aici, doamne? Ce căutați la emisiune? Dar vorbește, doamnă, normal. Vorbește normal. Ce dracu, vorbește așa? Ce crezi că eu nu înțeleg? Mi-ai băut alocația! Unde e sticla? Două țigare, că te sparg! Doamne, potoliți-l că-l omor, auzi? Și vă omor și pe voi toți că am făcut karate în centura neagră cu 3 Dumitri! Dar, poate cu 3 Dan! Care Dan, bă? Care Dan? Că eu nu-l cunosc pe Dan. Eu cu Dumitru am făcut karate! Bine! Haideți să treceți dumneavoastră în partea dreaptă, dacă sunteți amabilă. Da. Extraordinar, e foarte potentă această poașcă. Spuneți-ne, Bebe, te bucuri că-ți vezi bunica dumitale, da? Te bucură foarte mult faptul că-ți o vezi pe bunica, da? Cum l-ați crescut de una singură? Greu.
Greu, maică? Da. A fost foarte greu, că n-aveam de mâncare, n-aveam da. Să-i dau jucării, n-aveam să-i dau femei. Bebe! Bebe, nu! Bodyguard! Luați bodyguard! Veniți bodyguard! Luați baba! Luați bodyguard! Bravo, bodyguard! Bravo, bodyguard! Bravo, bodyguard! Revenim la emisiunea noastră. Gheața bate frigul. Ia spune-ne, Bebe, tu ai învățat carte? Bă, ce-s prost! De ce, Bebe? Să-i fiu dracu vreun inginer sau vreun doctor să trăiesc din salariu? Păi, din ce trăiești tu? Din mila vecinilor. Din mila vecinilor? Cum se întâmplă asta? Ungurii îmi trimit cherestea, sârbii îmi trimit faianță, bulgarii îmi trimit legume. Nu înțeleg. Vecinii. Am o firmă de import-export și îmi dau vecinii. Are o firmă de import-export? Vă vine să credeți în halul acesta? Dumneata ești patron? Bă, dacă sunt eroa Revoluției. Totuși, nu înțeleg, tu, a fost revoluție la voi în canal, acolo? Dar la voi revoluția a fost eroi, nu. Da. Unii au murit și alții au profitat, mă, așa că de-aia, lasă-mă să-mi închipui ce vreau. Ia spune-ne, drept, tu ai o prietenă. Da. Cum o cheamă pe prietena ta? Doina. Doina. Cât de frumos. Și tu cum o alini? Doinița. Așadar, o alintă Doinița. Doinița, cuțu, cuțu, stai cu spatele că nu fac nimic. E foarte inteligentă. Da, așadar, Doinița este cățea. Te-ai prins, ești foarte inteligentă. Mulțumesc. Hai de baba, tu 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 tu. Hai de baba. Baba. I got the baba, I got the baba. Da? Tu cu cine ești? Cu baba, normal. Sigur cu baba. Da, da. Sigur cu baba, cum să nu pot ține eu cu baba. Mă, sigur cu baba. Da, da, sigur cu baba, cum să nu, cu baba. E, cum ai aprins baba pe bodyguard, înghesuie și îi pune pe punctul de la 11 metri. După care reușește să... Un moment, așteptăm. Galeriile scandează. Puci baba! Mai aveți? Mai aveți? Mai avem 10 minute din emisiune. Nu, din bodyguard mai aveți? Aș mânca carne de bodyguard. Am rămas la rândul ăsta. Vă rog frumos, mi-a stricat emisiunea. Da? Și să mi-ai stricat băiatul mie, mi-a stricat nepotul, auzi? Ce ți-a făcut mea mea? M-a întrebat! Și ți-a durut? Da! Bate-o că să mură dacă nu spar capul, bate-o! Vă rog frumos să fim civilizați pentru că se uită lumea la noi. Deci vreau să fiți civilizați odată în viața mea. Da? Se poate, da? Iată așadar, stimați telespectatori, că după 30 de ani la emisiunea Gheața bate frigul, oamenii aceștia au reușit să se civilizeze în sfârșit. Vrei pâine? Nu, mulțumesc, nu vreau pâine. Nu vrei? Nu. Și pe pariu că vrei. Nu. Hai că îi dăm și niște pâine. Hai să ne zice că s-a îmbătat. Stimați telespectatori. Bă! Aici se încuie emisiunea Greața bate fiul. Bă, care-mi dau o bere, băi! Prinde baba să-i tai laba. Bebe! Unde e Bebe?
Năseara pe anul 2001. Năseara! Asta este. Ce faci, mă, iar te uiți la casete excitante? Să copârșim. Ha? Să termină. Bă, n-ai, nu se poate așa, așa. Bă, ia vino cu acea, bă, ăsta. Ia vino cu acea. Băi, Garcia, băi. I-ai prins pe ăștia. Am o reclamație, bă, aici, fii atent. Ia veniți cu ia vino cu aici. Ia veniți. Care ești aici? Ia vino cu aici, vino cu aici. E grav, perversul ăsta cu ochelari a sucit capul fetei ăstea. Păi da, domnule, dar ce treabă am eu, domnule, cu fata asta, domnule, stai, domnule, puțin așa, vină, domnule, i-a sucit capul fetei, nu se poate așa. Stai, domnule, nu mă luați așa, domnule, stai puțin. Bă, dacă ești chiar șmecher așa, ia sucește și capul meu, mă, ia. Capul tău? Da. Ia, bagă-te puțin aici, bagă-te puțin aici, bagă-te puțin așa aici. Bagă-te puțin aici, în cutiuța asta aici. Ia uite, ia uite ce frumos ești. Au. Ia, după ce că am un dispozitiv aici. Ia stai, băi. Stai tu aici, asta. Stai aici. Băi, ce faci aici? Hai să strâng capul. Au! Așa, stai așa. Au! Stai așa. Mi-ai lipit creierii între ei. Stai. Au! Băi, ce... Băi, potolitul, băi. Stai acolo. Început să gândesc mai bine. Da. Hai, văzut, mă, băiatul. Ce faci, mă, cu mine? Lasă-mă, hai, vino încoa cu mine. Lasă-mă, odihnesc. Vino încoa, că mai am eu ceva pentru... Ce hai, să-mi faci? Nu l-ai căutat pe dracu și l-ai găsit pe taxul ăsta. Stai așa frumos. Da, o să mai îmi revindic căpățâna asta. Stai că mai am o cutiuță, te fac în asta bine. Ce asta te fac bine, spune. Ce faci cu asta? Ia să vezi ce de idee o să-ți vin acum. Ia. De nu o să-ți treacă la idei pe cap acum. Am impresia că are forma capului meu? Da. Păi e... Ia dă-i tu. Ia asta așa, bagă-te aici. Hai, mă, că prești, mici. Bagă-te aici. Bagă-te aici puțin, că am cutiuța asta acolo. Ia să-ți spune cutiuța asta așa. Băi, bagă acolo, dracu, te-a pus? Azi? Să te mai lești, doamne, pe ăsta de nevinovăție, așa. Așa, stai. Uite ce frumos este. Ia fă cu mâna. Ia-te cum transmite, vă transmite salutări de la ProTV. Ia. Parcă sunt Robocop. Ce te vezi? E telegenic, ia stai că l-am zis. Ce vrea cu fășa acolo? Stai acolo, că atâta ți-a trebuit. Dracu te-a pus să vii. Așa să te sate. Ia stai așa. Dă-mi puțin. Lasă-l. Lasă-l așa. Lasă-l la mine. Așa. Lasă. Asta e mai dau vreo două, stai repede, stai puțin așa, stai așa, să-ți mai bag. E frumos, dar îl trec rău de tot. Ia stai aici. Stai aici că te aranjez eu până la sfârșit. Așa. Ia stai așa. Că l-ai căutat pe dracu, l-ai găsit pe taxul, ce să-ți fac? Ia să vedem. Ți-ai revenit, bă? Asta e terapie de șoc. Nu, terapie intensivă. Eu, norocul meu este că am capul maleabil.
Am impresia că, adică ești mai șmecher ca mine. Fii atent că știu și eu un truc cu cărțile. Hai, nu te dă, nu te dă. Am aici un truc cu cărțile. Fii atent. Ia uite cărți. Observați acest pachet de cărți, da? Se observă popa de inimă neagră. Eu voi întinde aceste cărți și vor rămâne așa în aer. Fii atent. Toate. Care mi-a stăiat ața, mă? Care mi-a tăiat ața? Ce ai întins? Mi-a stăiat ața. Arată, arată ceva dacă ești. Ce-ți-a tăiat ața? Ia să vedem. Ce să stai, mă? Arată, arată dacă ești. Nu că eu mai iau, dacă mai am nevoie o carte din aia. Imediat. Băi. Ia uite-te aici. Ia. Eu mă uit pe mâne, știi, direct. Uite-te la mine. Uite-te, așa, uite-te așa, bine pe mânecă. Așa, așa. Ce expert el a uitat pe mâne. Deci am luat numai trei cărți. Așa. Am aici o eșarfă absolut goală. Absolut goală? Da. Ia să văd. Uite. Este goală, dar nu e absolut. Așa este în cărțile? Așa. Și? Și ce ați... Eu, fiate că sunt cu ochii pe mâneci. Ai ideea la mine... Ia, spune-mi. Spune-mi și vreo formulă magică. Eu sunt cu ochii pe mâneci. Hai, zi, să te văd. Formulă magică. Ai văzut? Ne seara! Suflă! Ce? Te rog frumos! Eu am crezut că e pentru mine. Nu ne fura sponsorul, păi ăsta e sponsorul. Păi eu fac și două ei. Lasă-l în pace că-l păstrez pentru perinință, mâncare. Eu? Tu știi, lui bunicul meu, lui străbunicul meu, i-a fost foarte frică de foc. Tu știai pe străbunicul meu? Aha. Mă, să spun povestea lui. Era odată de mult și străbunicul lui Grașcea. Maria ta, vin turge! Mai încet, boier Florea, că nu dau tătarii. Din turci, Maria ta, ne atacă! E, te scârt. Și cine conduce atacul? Hasan Șaș, Iumit, Erchion, Jardel, sunt toți. Oh, nasol, măcar un egal să facem. Du-te și pregătește oștirea. Cum, Maria ta, cum? Calcă-le hăinuțele, fă-le pachetel. Piaptă, noi pune-i în autobuzul de vas lui să nu întârzie. Hai, Roiu. Bzzz. Ce, mă, ești nebun, ce? Uite, Roiu, Maria ta, uite, Roiu. Bzzz. Capitane Garcea. Na seara, ăsta... Poruncă... Care ți-e numele de fată? Maria. Așa, poruncă Mario. Maria ta. Vin turcii. Nu înțeleg. A, e vina mea, ți-am zis prea multe cuvinte deodată, n-ai cum să înțelegi. Hai să le luăm pe rând. Da. Cuvântul vin, ce-ți spune ție? Vin, mulfatrar, mă îmbăt ca porcul. O caftez pe nevastă mea, glojdez, dau la rață, o dau cu cap de pereți. Așa. Și cuvântul turcii? Turcii, ce-mi spune, bagabate, parcări, uzunar. Acum leagă cele două cuvinte. Să-mi bată bagabantele și dă pe nevastă mea cu capul de tir. Nu? Măi, Garcea. Ziceți. Uștile dușmane intră în țară. Ce facem? Noi doi dialogăm. Ce facem cu turcii? Cum îi oprim? A, păi punem semafoare și dacă trece pe roșu, eu le dau amendă în partea ilalte. Și le iau și caii să n-aibă euro 2 la ei, dacă... Măi, capitane Garcea. Ei, mă flatați cu capitane, sunt un biet general, așa. Măi, Garcea. Ziceți Ileana voastră. Maria. Așa, că tot timpul confund eu bagabantele ăștia două. Turcii vin peste noi, trebuie să luăm măsuri. Păi la cât de mult sunt turcii, singurele măsuri care le rob sunt de coșciug, vă spun eu. Ei, dar matale ești mai slăbuț, în cape mai puțină blană, faci nicio. Câți oșteni avem în cetate? Ce? Îi număr eu. Cine m-a pus să zic un număr? Sunt toți. Câți de aici, n-auzi? Câți oșteni? Îi număr matale și eu ți-i spun pe nume. Gheorghe Vasile Ion Maria. Ei, stai așa. Da. De unde știi tu, mă, pe toți pe nume? Din cartea de telefon. Nu există telefoane. Dar există cărți. Există cărți și peste 500 de ani există cartea de bucate, de exemplu. Vă dați seama cum o să fie atunci, că există cărți, dar bucăți din părți.
Măi, Garcea, măi. Zice Suzana voastră. Maria, nu Suzana. Ce Suzana? Bine, și pe urmă să mă întreb cine ți-a furat banana. Lasă-te. Lămurește-mă și pe mine. Cum scăpăm noi de turcii ăștia? Păi foarte simplu putem să scăpăm de ei. Noi suntem raportul de 10 la 1. Un fiecare român omoară 10 turci. Nu? Genială idee. Nu că... Bun, am înțeles cum scăpăm de turci. Așa. Un singur lucru nu înțeleg. Da. Cum scap eu de tine, frial dracu de imbecil? Ca să puteți să scăpați de mine dacă angajez eu pe cineva să vă asasineze. Cum, trădătorule, tu vrei să mă omori? I-a zis, o explicați. Zii! Dacă vă sinucideți, nu vă mai omor. Merge, merge. Hă? Mai caută până caut eu călăul să-ți taie gâtul, că mă enervezi. Taie gâtul, dacă stau cu gâtul așa, ce mai taie? Măi, Garcea. Ziceți măriuta voastră. Ce măriuță, mă? Măriuță, ce, mărie? Ce mărie? N-am voie să vă alint, n-am înțeles. Ziceți Meri. Ziceți măraia voastră. Ziceți. Pe mine mă freamătă un gând. Ziceți, ia, gând. De ce suntem noi românii așa de despărțiți? Așa este, despărțiți. Vroiam ca din trei țări să fac una singură. Să nu faceți la fel și cu salariul meu, vă rog. Adică din 3 milioane să mi-l faceți 1 milion, vă rog. Vreau să unesc așa Ardealul cu Moldova și cu Valahia. Du-te, bă, de aceea, că dacă ești ciume, gume, unește, mă, Germania cu Canada și cu Japonia. Tare așa. Ei, Garcea, asta e. Eu mă duc să mă bat o țără cu turcii. E, asta e. Oh, fii atent. Dacă mor... Ei, lăsați dacă. Da. Bine, spuneți-mi cui lasă asta de pomană. Chestia. Garcea. Da, ziceți. Dacă, Doamne ferește, mor în luptă, așa, să nu vinzi țara. Nu. Dar dacă, Doamne ferește, scăpați. Am voie să o vând. Da, n-am cum să scap, că sunt foarte mulți turci, n-am cum să scap. Lăsați că îi împuținez eu. Pe turci? Da, și că mai rămân 2-3, vin și matale să iei haimacul. Și cam cum ai de gând tu să îi împuținezi, Garciu? Păi le spun, băie, turcilor, băie, degeaba aș veni, băie, acum e revelionul, noi mâncăm porc, voi n-aveți voi porc, înțelegeți? Și îmi pare rău, n-aveți nicio șansă să luați porcul, mai bine veniți de Paști să luați mielul. Solie din partea sultanului. Să intre băgălașa aceea înăuntru. Geaurule! Geaurule, să te supui în fața prealuminatului sultan. Băi, halva, băi! Ce prealuminat sultanul tău, mă? Cât costă kilovatul la voi din... Este el prea luminat. Sictir. Așa. Ce? Sictir, eu nu vorbesc cu slugile. Ia uite, ți-a făcut slugă pe Maria sa? Păi care dintre voi e Maria sa? Ia uite, v-am spus că confundă tâmpiții tot timpul. Uitați-vă și dumneavoastră ce imagine are țara noastră în exterior. Uitați-vă, nu se poate. Eu sunt Maria mea, ce vrei, turcule? Prea luminația sa, sultanul, vă poruncește să... Băi, ia termine-te, băi, când vorbești cu cerasela sa, te rog frumos. Maria. Așa, scuză-mă. În momentul ăla îți dai jos prosopul ăla din cap, că nu ești femeie de vin de la baie, înțelegi? Dă jos prosopul. În primul rând dați-mi voie la cuvânt. În al doilea rând, aia e caschetă, asta este turban, este. Turban. Turban? Ia uzi, e turbat, pleacă de aici. Ce vrei, mă, de fapt? Dacă nu plătiți bir, o să vă trec prin foc și prin sabie. În foc, sabie, îmi pârlesc genele mele lungi și păroase, nu-mi convine. Cât e birul? 100.000 de galbeni. Cât, mă, și TV-ul, cine îl plătește? Ce ăsta e? Cine plătește? Stai puțin, Garcio, stai puțin, Garcio. Da, zice. Stai să fac un calcul de rentabilitate, 100.000 de galbeni. Auzi, ia vino cu ce. Auzi? Dar dacă nu plătim birul și ne scap dacă... Merge? Sigur? Sigur, sigur. Iertam, pardonam, eu plecam. Iertam. Bă, fii ferici, alu, bă.
Și ei zis, mă, te-a plecat. Mi-a zis că dacă nu se ia de noi, peste 500 de ani le dăm pe Hagi și pe Gică Popescu. Dar unde s-o fi dus el acum? Unde s-a dus? Cred că în Brazilia, după Tafarel, eu nu știu. Băi, Garcio, tu ai salvat țara, bă. Cerem orice. Am și eu o singură dorință. Orice. Să dea Dumnezeu ca peste 500 de ani să n-am un urmaș așa tâmpit ca mine. Și vezi, bă, că l-a ajutat Dumnezeu să n-aibă niciun urmaș handicapat? Așa că... Hai să mai bem un vin fiert, așa să-mi trec vocea, să vă cânt niște cântece din interiorul departamentului. Până atunci, bagați-mă o ciocrlenia de aia, sau cum... Atențiune! Ne vedem peste 20 de minute cu cântece din departamentul Garcia! Hop!